Am revenit în platou, așa cum vă spuneam, cu Alexa Trip și spunem bună dimineața! Bună dimineața! Și nu doar cu Alexa Trip, ci și cu invitata sau cu modelul de astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Ana Maria. Ana, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Cu ce te ocupi, Ana? Sunt studentă, am absolvit facultatea de psihologie și mă pregătesc de licență. Am înțeles, deci ești înțelegătoare cu noi dimineața asta dacă ești la psihologie. Cine pregătește Alexa astăzi? Astăzi voi realiza un machiaj de zi. Dacă până acum am făcut machiaje de seară, de ocazie, gene false și strălucire, m-am gândit la un machiaj nud, pentru că multă lume confundă machiajul de zi cu cel de seară. Cu cel de seară, da. Și m-am gândit să vă... Să vă fac un machiaj de zi. Va fi un machiaj adecvat pentru muncă, pentru birou sau doar pur și simplu pentru a merge la supermarket? Pentru că mai nou am observat că femeile nu pot să iasă din casă nemachiate, da. Este un machiaj nud, se mai numește și machiajul non-culoare sau 3D, pentru că nu folosim culori neutre și tenul arată foarte bine, dar nu pare că ești machiată. Tocmai ca să arate așa natural, bine și să zică lumea, o fi machiată, nu o fi machiată. Așa cum e Alexandra dimineața aceasta, nu? Nu, este... e altul machiajul. Da, iar... Așa, Marius, mulțumesc! Iar alt tip de machiaj, dar machiajul acesta îl putem folosi, putem merge la școală, la birou, la... Dacă adică lucrezi într-o multinațională. La școală? La școală, da, la facultate sau ca profesor sau... Da, studentele cred că merg. Mă gândeam că te referi la școală, nu știu, la liceu, că mai nou și domnișoarele de liceu se machiază. Merg și merg foarte măcar strident asta, chiar. Măcar asta să fie trendul, da, să se machieze nude. Dar vreau să spui puțin. Este adevărat că noi ne machiem de multe ori seara mai puternic pentru a ne scoate în evidență anumite calități, trăsături și pentru a ascunde anumite defecte. De exemplu, dacă avem ochii prea mici sau dacă avem ochii prea depărtați sau apropiați, să facem acele artificii necesare. Cum facem cu machiaj nud? Pentru că și ziua vrem să ascundem aceste defecte, dar dacă nu avem culori puternice, cum facem să ne evidențiem trăsăturile bune? Ai punctat foarte bine. Machiajul acesta, practic, se face baza, cum se face oricare bază de machiaj. Pe care ai făcut-o deja, trebuie pe care am făcut-o deja, da, și se fac anumite corecturi la nivelul ochiului, dacă avem un ochi descendent, asta înseamnă plângăcios. Putem face niște umbre, dar nu din negru, mov și alte cele. Putem folosi marouri. La corecturile se fac la un păr blond, șaten, brunet din maro. Da. Nu, roșcat. Scuzați. Și la brunete cu gri. Se fac corecturile. Am înțeles. Bun. Dar deci nu eu atât pot de evident maro, de să exemplu. Se vadă. Da, da. Bun. Așa. Înțeles. Și pentru mine personal e bună această rubrică. Așa, Alexandra, o să te lăsăm să începi să muncești, să vedem ce o să iasă la sfârșit de emisiune. Nu o să fie atât de spectaculos ca data trecută, dar o să-mi spune după aceea dacă se observă diferența. Tocmai aici o să fie lucrul cel mai spectaculos, pentru că... Aș vrea să vedem pe Ana foarte de aproape, să vadă cei de acasă pe Ana foarte, foarte aproape, ca să reținem exact cum arăta Ana, doar cu baza de machiaj, trăsăturile Anei simple, normale, naturale, da? Și vom vedea cum arată Ana după ce Alexa o va machia. Mult succes, spor la treabă! Ana, să fii înțelegătoare! Sigur! Bun! Mulțumim astrelor că sunt de partea noastră astăzi. Eu sunt curios să întreb pe Alexa în ce zodie e născută. Fecioară. Am înțeles că merge bine pe toate planurile. Da, e bine. Astăzi e o zi bună. Am înțeles că oricum ai foarte multă treabă. Da. Azi. Deci înseamnă că toate îți vor merge cum trebuie. Alexa, spune-mi dacă pot să văd ce te-am întrebat eu mai devreme. Dacă putem să vedem acele umbre. Da. Chiar acum realizez o umbră în pliul pluapei. Ne putem întoarce? Așa. Bun. Și acum arată-ne unde exact... Și este care un pom foarte ușor. Nu știu cât de... Evident este. Se... Da. Dar spune... Ideea este să fie discret. Și să pună ochiul în evidență, dar totuși să nu pară...
Ochiul foarte... foarte bine evidențiat ca la machiaj de seara. Dar spune-ne seara. Un pic, Ana cum are ochii? Ea, sunt 12 morfologii de ochi și ea are foarte apropiat de ochii perfecți. Ok, ochii deci migdalați. Sunt niște ochi normale a ei. Eu vreau să te întreb defectele, micile defecte pe care le poate avea ca cele de acasă să se regăsească în cazul în care avem și noi sau, nu știu, avem... Am înțeles. De exemplu, la un ochi înfundat, asta înseamnă, băgați în cap pe românește. Da. Nu ne permite umbra aceasta în pliul pleoapei, pentru că o umbră de culoare asta așa, maro, adâncește și nu și am face mult. Decât să îi băgăm mai și mult. Mai exact. Mult. Și atunci am face în exterior sau sunt diverse umbre pe care le putem face, dar este indicat la un ochi înfundat să punem ceva deschis. În loc de închis. Exact, da. Am și o întrebare, dacă toți suntem la capitolul ochi. Ai văzut cumva poza Alexandre Stan de săptămâna trecută cu ochii machiați? Vai, da, din păcate, cred că era machiată, era bine machiată. Nu e de dorit. Măi, au fost foarte multe discuții, de aceea te-am întrebat. Unii spuneau că e doar machiaj, pentru că nu are cum astăzi să fie foarte vânătă și a doua zi acea vânătaie să se retragă atât de mult. Și vreau să te întreb dacă e posibil ca în urma unui machiaj profesional să faci vânătăi? Da. Cum să nu? Înțeles că e posibil. Da. Da. Putem schimba planul acum ca să răpi o parte, vrei? Cred că ne-am dorit cu toții că să fi fost machiată mai bine decât să fi pățit ce s-a spus și ce s-a vehiculat. Alexa, tu mai ai de lucru, nu? Nu foarte mult, dar... Bun, vorbim cu tine puțin mai târziu, pentru că acum avem un material pentru voi, pentru că Ancas vine să ne arate noua colecție. Are o vreme capricioasă, aveți mai de grijă, luați-vă umbrela cu voi. Medieșenii sunt cei mai norocoși, deoarece tot timpul acolo temperaturile sunt ceva mai ridicate decât la Sibiu. Da. Acum, vedem produsul final, pentru că Alexa a terminat. Placă machiajul de astăzi. Ne place foarte mult, aș vrea să vadă cei de acasă acum diferența între ce am filmat puțin mai devreme și ce există acum ca machiaj. Eu aș vrea ca tu să ne spui, să ne explici puțin ce corecturi, mici corecturi a trebuit să-i faci Anei. Am trasat pur și simplu un contur de jur împrejurul ochiului cu maro pentru a-l pune în evidență, dar este... o umbră foarte discretă, nu știu cât o observați voi, ea este acolo. Și cum am spus înainte, o umbră în pliul pleoapei, un iluminator pe arcadă pentru a ilumina și a pune în evidență ochiul. Am evidențiat trăsăturile la modul de a umple golurile pentru a avea un aspect mai natural și linia aceea să arate cât mai bogate. Da. Rimel, un ruj nud, un pic de blush în pomeți și iluminator pe în zonele. Nu se prea vede, zici că așa te-ai trezit. Da, dar arată foarte asta bine. Asta e și ideea, să pară așa fresh, natural, dar să fie totuși machiajul acolo. Și frâncenele sunt evidențiate. Da, da, trebuie foarte ușor, la modul discret. Exact, asta vreau să te întreb. Dacă de obicei seara ne evidențiem mai mult frâncenele sau frâncenele rămân la fel conturate tot timpul? Eu prefer tot ceva de genul, nu aș merge pe ceva foarte puternic, evident, da, sau de aceea am și folosit o nuanță, după cum se poate observa, la fel cu nuanța părului. Nu... E foarte important lucrul acesta, da? Da, să respectăm nuanța părului. Da, bun. Deci este un machiaj nude, un machiaj pe care ne-l propui să-l purtăm la școală, chiar dacă suntem elevi sau profesori, la lucru, oriunde. Este foarte potrivit pentru un interviu, de exemplu. Dacă mergi la un interviu pentru a obține un job, mi se pare foarte potrivit. Sau se mai folosește în prezentările de modă, când nu dorim să punem accent pe... Exact, ca să iasă în evidență. Mulțumim foarte mult, Alexa, pentru prezență. Și Ana, îți mulțumim că ai avut răbdare cu noi și că te-ai trezit așa de vreme.